punct de vedere și în partea dumneavoastră. Grație la Gandilescu. Da. Campanie electorală. E campanie electorală. În România, nu numai în Europa, și în Statele Unite. Donald Trump este cunoscut. Faptul că îi place are foarte public mult Donald să Trump iasă. Bineînțeles că are poate și s-a văzut că are. La vot. Dar i-a fost un moment important. E vorba de o reuniune mare la Davos. Acolo avea tot interesul să poată încă o dată să pluseze, să poată încă o dată electoratul pe care îl are să și-l atragă de partea lui. Dar până a spune că se va întâmpla cândva, în primul rând, să devină președinte, după care să pună pe tapet problema, să zicem, a NATO, este cale lungă. Mai ales că procedurile, așa cum spunea domnul europarlamentar, nu sunt foarte ușoare, chiar dacă ești președintele Statelor Unite. Mulțumesc. Și până a putea să iei o decizie finală, este o cale lungă și cred că nici nu cred că ar trebui să luăm în calcul, cred că ar trebui să fim puțin mai atenți la ce urmează, ce se va întâmpla. Urmează o campanie electorală pentru europarlamentare, Uniunea Europeană trebuie să rămână unită, deci avem cu totul și cu totul alte subiecte pe care acum să le punem pe tapet. Bineînțeles că trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în Ucraina, la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, dar cred că foarte important și ce se întâmplă aici acasă în România. Eu cred că, într-adevăr, așa...